Bună seara, sunt Georgia Ninu, bun găsit la informațiile despre vreme. Ne vom afla sub influența unei mase de aer polar ce va face ca temperaturile, să știți, să fie foarte scăzute. Vă dau detaliile mai târziu, până atunci să vedem cum va fi în Europa. Vremea va fi mohorâtă în jumătatea nord-estică a continentului și va continua să se răcească în zilele următoare acolo. În restul Europei, mai ales în Portugalia, nord-vestul Spaniei, sudul Franței și nordul Italiei, va fi mai plăcut. O să ningă abundent în nordul Norvegiei și posibil la sud de Marea Neagră, iar pe ocean la vest de peninsula Scandinavă, vântul o să fie puternic. La noapte, la noi în țară, va fi frig în nord-vest, centru, dar și în dealurile sudice o să fie ger, local la munte, nordul Moldovei și pe suprafețe mici în Transilvania și Maramureș o să ningă. Vântul va avea intensificări în sud-vest, în nord-vest și în zona înaltă a Carpaților meridionali, unde va sufla cu peste 80-100 de kilometri pe oră. La peste 1700 de metri ninsoarea va fi viscolită, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 12 și minus 4 grade. Propun acum să mergem mai departe. Mâine se menține rece și pe arii restrânse. Dimineața va fi din nou ger. În est și la munte vor persista norii și sunt anunțate ninsori pe arii restrânse și în restul zonelor. Vântul o să bată pe crestele orientalilor și a celor meridional cu peste 80-100 de kilometri pe oră, dar și în Moldova, estul Munteniei și pe arii restrânse în Dobrogea, unde o să bată la rafală cu 40-60 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între minus 7 și 3 grade. Mergem acum mai departe cu capitala. Mâine îmbrăcați-vă bine pentru că vremea va fi rece și maxima va atinge în jur de 1 grad. Cerul va fi noros și trecător, va ninge slab, iar vântul va sufla cu 35-40 de kilometri pe oră. Și luni s-ar putea să ningă slab, cerul rămâne norat, iar maxima nu se schimbă nici acum mult, iată, mai scade puțin, vor fi în jur de 0 grade. Marții tot frig o să fie, ger noaptea la periferie, temperatura minimă va fi de minus 10, minus 8 grade, iar temperatura maximă spre 1 grad. La munte se menține rece, va fi ger noaptea și dimineața, vântul o să fie nervos pe crestele Carpaților meridionali, unde la rafală va depăși 80-100 de kilometri pe oră și vizibilitatea o să scadă. Dar să știți că va avea intensificări și în Carpații occidentali și în orientali, acolo vorbim de viteze de peste 50-70 de kilometri pe oră. Temperatura va fi în scădere față de ziua de astăzi. Iată, la Sinaia mâine sunt anunțate în jur de minus 10 grade, iar la Stâna de Vale minus 8 grade. Să revenim acum cu vremea în toată țara luni și marți. Luni rămâne ger dimineața în dealurile sudice și local în regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 8 și 2 grade. În est și în sud-est se va nora și temporar va ninge slab, iar în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și în Carpații meridionali, vântul va avea intensificări. Marții deja vorbim de vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a României. Geroasă dimineața în nord, centru, dar și în vestul țării va ninge slab în prima parte a zilei în sud-est, iar noaptea în jumătatea de nord-vest. În zona montană înaltă, vântul o să fie activ. Maximele pornesc de la minus 8 grade și se opresc undeva pe la minus 9 grade. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme, însă vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră. Să aveți o seară frumoasă!